Roxana Vașniuc a ieșit la cumpărături și nu caută rochii scumpe și sexy, ci paturi, canapele și fotolii. Am găsit-o pe Roxana, o căutăm prin tot Bucureștiul și pe la noi, pe la redacție, și te găsi la mobilă. În loc să mă găsești într-un salon de înfrumusețare ceva, eu am venit să caut niște mobilă, deci crede-mă că îmi doresc ca soțul meu să nu vadă acest material, pentru că nu știe ce-l așteaptă. Eu, în general, sunt adeptă a schimbărilor și mă plictisesc foarte repede de mobilă. Noi am făcut totul pe viteză acum vreo 10 ani și deja s-a demodat. Eu și filmez case, mă duc peste tot, văd ce se poartă acum și gata. Nu mai îmi place nimic ce am acasă, vreau să schimb. De 10 ani tu n-ai schimbat nimic în casă? Hai să dai seama că am schimbat așa una, alta, dar a început să scârție patul și cât să mai reziste omul. Ai venit aici fără să știe el, să înțeleg. Da. Tot o fac fără să știe el. Adică în casă am schimbat perdele. E un norocos din punctul ăsta de vedere și cred că l-am obișnuit prost. Dar o să văd. Este na, până la urmă o femeie are simțul estetic mai bun. Mie îmi plac așa bărbații gospodari care vor să pună umărul la treabă. Nevastă, ce facem? Cum? No, al meu e foarte... Te pomenești că l-ai vrea și la cratiță. Bărbații sunt cei mai buni bucătari, adică tu nu știi vorba asta? Am auzit. Adică tot, să știi că cred că gătește mai mult ca mine acum. Na, să-l și laud. Acum vreau să demolez baia și duc tratative cu el, deci crede-mă, fiecare dimineață el nu-mi zice, ce faci, iubito, te-ai trezit, demolăm baia? Adică aici a văzut și el că i-am făcut poze, zic, uite, nu e bine, crăpături, trebuie să... L-a zis să ne mutăm în altă casă, dar nu știu, m-am obișnuit acolo, baia lui, am schimbat-o. Deci nu pot să-ți povestesc cam în ce condiții, adică am devastat eu pe acolo și zic, deci nu mai avea vas de toaletă, ca să-ți spun așa, efectiv, și când a văzut omul că baia lui, unde stătea și el tihnit acolo și își verifica, eu știu, mail-uri, telefoane, că na, acum... Așa stătea ca tot, o petron. Ei bine, n-a mai avut. I-a luat capacul, l-am aruncat. A rezistat o zi, două, nu știu cum, dar după aceea a zis, domnule, trebuie să schimbăm. Prioritatea numărul 1 a Nivei este dormitorul și cu această ocazie aflăm cu cine doarme Roxana Vașniuc. Ce fel de pat îți dorești? Mare. Foarte mare, am văzut acolo un pat. Mergem în cred zona că are Bogdan de la Ploiești ceva asemănător. Aoleu. Așa de acum ăsta negru de aici. Da, vreau ceva mare. Asta adică așa... și mai mare dacă s-ar putea. Vreau să mă odihnesc, că am evenimente, spectacole. Mă duc în toată țara, peste tot. Adică vreau ceva cât mai mare și cât mai... Fiți atenți cât de slăbuță e, ea intră pe acolo. Ia uitați-vă la ea, intră pe aici. Da, intru pe peste tot. Chiar astăzi m-am cântărit. Știam că am vreo 57, eu mănânc orice, oricând, și m-am cântărit și aveam vreo 52 și mă gândesc, domnule, s-o fi stricat cântarul. Nu știu ce s-a întâmplat, că nu vreau să slăbesc, adică vreau să aibă bărbatul pe ce pune mâna. Și-l vrei tot așa pe negru? E mult pe culori mai calde. Aha. Adică canapea am ales-o pe negru. Acum mi-aș dori una pe bej. Dor separat, nu pot să dorm cu soțul. Pe cuvântul tău? Da. Vezi câte desenuri, de când ne-am văzut de ani, de ce îți fac aici niște desenuri. Dar de ce dor separat? Nu pot să dor cu el. Doar în vacanță dormim împreună, așa doar ne mai vizităm din când în când, când avem nevoie unul de altul. Și când vine vorba de dressing, este o problemă. Dressing ai? Dressing, de ce îți place ție să atingi așa niște puncte atât de sensibile? E o problemă foarte mare. Noi, acasă am avut și o magazie pe care, ce crezi? M-am gândit eu ca să-mi lase el dulapul lui de sus, să fie mie mai ușor să mă îmbrac, să... Deci am vreo 3 dressing-uri, i-am luat și din camera copilului dressing, am pus hainele mele, și din camera lui, și lui am amenajat un dressing în magazie. Că acea cameră n-am transformat-o. Acum le-am pus mochetă pe jos, zic, uite ce frumos, îi le aranjez, eu știu, mă uit pe internet, după culori, după să... Să fie frumos, dai un frig de dimineață acolo.
Roxana se arată darnică și mai alege o canapea. Asta mi-ar merge în magazia aceea de care vă povesteam, pentru că soțul meu vara doarme în magazie. Ah, bun. I-am pus da, o canapea, dar o să o schimb. Exact, voi asta nu vreau să se simtă bine. Adică nu vreau să-l neglijez foarte mult, adică i-aș achiziționa doar să fie el confortabil acolo, să vină cu drag acasă. Există totuși cineva pentru care atât Roxana cât și soțul ei ar face orice. Fetița lor. Îmi văd așa tot felul de poezii, am și un copil să mă mândresc. Doar că am o problemă cu el, pentru că din atâta iubire, există și acest răsfăț. Chiar vine ziua ei în curând acum, în aprilie, și vreau să-i fac o petrecere superbă, cu limuzină, cu ceva. Adică o răsfăț când e vorba de răsfățat.